Tuturor. numele meu este Marian Preda. Și uh, am, am revenit avea... cu un tutorial despre mașinile virtuale. Noi astăzi o să ne ocupăm doar de o singură mașină virtuală. Eventual scrieți pe rubrica de comentarii și am să vă arăt și alte mașini virtuale. Vom vorbi despre VMware Player, este soluția cea mai simplă, spun eu. Sunt mai multe care se ocupă cu virtualizarea este și VM Player atunci mai avem VirtualBox cam astea ar fi cele mai uzuale noi acum o să ne ocupăm de această mașină virtuală eu asta o folosesc, se comportă bine îmi place la această mașină virtuală pentru că avem și un BIOS ca pe calculatoarele noastre nu este un BIOS la fel de bogat, de fost. este mai simplu dar ideea este că avem BIOS. Hai să vedem și de unde descărcăm această mașină virtuală. VMware Player. Hai să mergem pe File Hippo. Mergem și luăm ultima versiune, Aha, gata, cred că am văzut. Da. O aveam aici. N-am văzut-o din cauza ochilor. Îmi cer scuze. Deci descărcăm de aici versiunea. Dăm download. Ne cere calea unde salvăm. Vom salva pe desktop ca să-l am la îndemână. L-aș descărcat. Dăm run. Eu l-am instalat, dar vă arăt cum să faceți și dumneavoastră. Sper să nu-mi strice prin el. Zice că. Așa, deci s-a downloadat. Dăm install nou. Eu folosesc două monitoare din cauza aia, tot mi le trage în partea stângă. Așa. Este o instalare simplă. Vedeți, îmi dă să repar și... sau să șterg. Eu n-am nici ce să repar, nici ce să șterg, pentru că l-am instalat. Deci v-am spus, este o instalare simplă, ușoară. Idați de mai departe Next. Veți vedea pașii. Sigur, sunt sigur că veți reuși. Deci n-am să-i mai fac eu nimic. Ca să vă arăt cum vom folosi mașina virtuală, o să descărcăm și o versiune de Linux. În bară sus am scris Linux Mint, dar puteți scrie și Ubuntu sau știu sunt o grămadă de versiuni ale Linuxului, ului Puteți să vă descărcați care vreți, încercați. La fel de bine să presupunem că aveți Windows 7 și vreți să vedeți cum arată Windows 8 sau aveți Windows 7 și uh, Windows 8, pardon, și vă e dor de Windows 7, descărcați Windows 7, îl instalați în mașina virtuală și puteți folosi foarte, foarte bine două sisteme de operare într-unul. Haideți să trecem mai departe. Această versiune de Linux este Linux Mint. Se numește Rebecca 17.1. Alegem să-l descărcăm pe 32 de biți pentru că îl vom folosi în mașină virtuală și vom da tot pe desktop. Sper să nu dureze prea mult, de obicei durează foarte puțin, nu sunt probleme. Deci cel mai bine este să căutăm ISO, în format ISO, ceea ce descărcăm, pentru că ne va fi nou mai ușor la instalare. S-a descărcat Linux Mint. Haideți să vedem acum cum îl băgăm în mașina virtuală. Deschidem mașina virtuală așa arată. Eu am instalat Ubuntu, Linux Ubuntu și Windows 8. Avem Linux Mint pe desktop. Ce avem de făcut este aici să creăm o nouă mașină. Ne cere calea unde se află. Deci avem posibilitatea prin disc dacă l-avem scris pe un pe DVD, de exemplu, avem Windows 7 pe DVD și avem Windows 8 instalat pe calculator sau invers. Bifăm doar aici, normal, să avem DVD-ul băgat în calculator. Dar dacă este o imagine ISO, cum este aceasta, dăm click și bifăm aici. Vedeți ne și scrie Disk Image File, dăm browse ca să adăugăm acest Linux Mint, open, dăm next avem aici bifat a detectat de fapt că este vorba despre Linux dăm next virtual machine ce avem nevoie? avem nevoie de un spațiu mi se pare că minim este de 20 de giga cum se numească vom trece Linux Mint am trecut Linux Mint alegem calea unde să facă mașina virtuală, adică spațiu alocat hard discul cum ar veni, unde să-l creeze. Avem mașina virtuală. Dăm new folder, crez un folder, să-l numesc Linux Mint. Linux Mint, dăm OK deci în mașină virtuală eu mi-am ales calea și am denumit cum am vrut eu locul unde se creeze hard disk pentru acest Linux dăm next vedeți maximum disk size ar fi minimum să punem 25 lăsăm aici așa cum este dăm next Customize the Hardware adică să ne customizăm noi să-i dăm cât vrem, eu am să-i dau 2 GB cu toate că puteți să lăsați și un GB am un procesor cu Intel Dual Core mergem la display aici să vedem cum să ne arate aș vrea să setez eu 1024-768 și recomandare cere 768 placa video noi o să-i punem 500 dăm close finish play virtual machine trebuie să dăm play alegem ce vrem și dăm play el acum ne întreabă dacă vrem să revenim la o altă versiune mai nouă și a început instalarea propriu-zisă a Linuxului, Mint. Deci, instalare, exact așa se comportă ca și cum ar fi un calculator. Am să dau pauză, că nu, nu are rost să țin să lungesc atât și așa mă cam lungesc cu acest tutorial. Cum am de făcut ceva, o schimbare, ceva, am să revin ca să vedeți dacă trebuie să facem să aplicăm știu eu, o setare sau știu eu ce mai departe. Am să dau pe pauză și revin. S-a deschis. Coreos am instalat Ubuntu și mi-a durat ceva timp. Asta se pare că relează live deci nu este instalat. Vedeți nu s-a instalat este numai bine că putem vedea sistemul de operare acest Linux Mint cum este deci vedem ce este în mașina virtuală ce înseamnă mașina virtuală aici avem tot felul de teme le putem face cum vrem noi să vedem ce se întâmplă în Start Task Manager cu mașina virtuală din start mi-a luat 2 GB, se vede aici cât folosește. În mod normal aveam ocupat cu tot cu captură, pentru că folosesc și captură. 2 GB jumate. Vedeți de deci, ce a luat și această mașină virtuală. De fapt am alocat noi 2 GB. Așa, hai să vedem ce mai putem face aici. Până înainte de tutorial am folosit Ubuntu, știu eu, vreo două ore. Este un pic diferit. Out. Am oprit mașina virtuală. Ce vreau să vă mai arăt? Vreau să vă deschid din nou mașina virtuală și să pornesc. Aș vrea să pornesc a, Ubuntu spre exemplu și dăm play. Deci, vedeți, trebuie să dăm play la fiecare. Nu v-am spus. Acest VMware Player este o versiune free. Vedeți, aveți acolo opțiunea când îl descărcați și îl instalați. Să fie pentru un user normal. Aici am cere loc să mă loghez. Enter. Așa și acum va trebui să scriu Start Altfel nu se poate intra în Linux. Adică probabil are ceva la început să pot să scap de această treabă. Asta vedeți că deja am intră pe... Mi se pare că l-am stat pe 1400. 1400 pe 900 dacă nu mă înșel. Ia să vedem. Aici arăși cam dubioasă treaba. Am dat pe display și ai dat să vedem, să-l dăm pe... Văd că nu am decât așa. Merge chiar și Android ca sistem de operare să-l puneți pe calculator exact în felul ăsta. Ce să vă spun? Lăsați comentarii ce ați vrea, ce v-a impresionat, știu eu cum v-a mers, dacă v-a mers, dar nu uitați înainte de toate să faceți acel test, să vedeți, am un tutorial înainte de acesta. Se face faceți testul pentru a vedea dacă procesorul vostru suportă virtualizare. Cam asta a fost. Urmăriți tutorialele care le-am făcut până acum. Urmăriți-le și cele care vor urma. Vă mulțumesc. La revedere.